Am ales să pășim într-o lume plină de culoare, de parfum, de bucurie. Și am ajuns să o cunoaștem pe doamna Liliana Masgraf, care ne va povesti un pic cum au fost începuturile dumneaei în acest domeniu. Aș putea să vă spun că dragostea pentru flori este cel mai important ingredient în toată povestea asta și din dragoste pentru flori și copii a luat ființă atelierul meu, unde accentul este pus în primul rând pe ateliere și cursuri cu flori, cu foarte multe flori. V-am găsit în această seară înconjurată de o mulțime de flori pe mai multe tonuri de alb. Cu ce ocazie și de ce alb? M-am gândit să facem un aranjament de masă, foarte elegant, finuț, rafinat. Comisia este să-ți placă florile albe. Și ce flori aveți? Trandafir, frezii, helleborus, pânzu, cum îi spunea bunica, sianthus sau eustoma. Care sunt tehnicile? Care sunt regulile? Cum începem? Prima dată trebuie să ne asigurăm că avem vasul, că avem buretele. Eu știu, îl procurăm de la furnizorii de accesorii florale, dar există și magazine, există și pe internet o sumedenie de site-uri care comercializează așa ceva. Buretele care ne va ajuta ca aranjamentul să rezistă, exact, pentru că vom muda acolo. Exact. Deci acest aranjament ar trebui să reziste cel puțin 5 zile. Mai ales că am folosit și mușchi și mușchiul de pământ îi păstrează umezeala. Ca să ud buretele, vasul trebuie să fie suficient de adânc, cu multă apă curată, evident, și lăsăm buretele să plutească. Deci nu apăsăm pe el, nu îl scufundăm, îl lăsăm să-și absoarbă singur apa. După aceea îl croim pe dimensiunea vasului. De exemplu, pentru acest vas ar trebui să-l tai puțin mai mic, pentru că am pus mușchi, are și acela un volum. Și atunci burețelul meu trebuie să fie o idee mai mic decât vasul, ca să-mi permită aranjarea mușchiului de jur împrejur. Și apoi ar trebui să mă gândesc care este floarea principală în aranjamentul meu. Floarea principală poate să fie fie cea mai mare floare, fie cea mai frumoasă. Ei, aici cu cea mai frumoasă e destul de dificil, pentru că mie mi se par toate frumoase. Da. Depinde de gusturile fiecăruia, da. Dar cumva trebuie să le pun în evidență. Și eu am considerat în acest aranjament ca floare principală trandafirul. În foarte multe aranjamente folosesc trandafirul pentru că îi conferă eleganță oricărui aranjament. Dar folosiți mulți sau puțin? Și mulți și puțin. Depinde ce vreau să, ce poveste vreau să spun acolo. Mai departe ce mai facem? Mai departe, am mai folosit o floare foarte specială. Face parte din categoria florilor suculente. Sunt niște flori, noi avem aici un puiuț. El a fost pus în aranjament cu stratul lui de pământ. Pământ. Da? Deci nu l-am scos din mediul lui, doar am camuflat respectivul substrat cu mușchi. Pentru că această plântuță, după ce se usucă aranjamentul, poate fi replantată. Și vom avea o plantă pe care o vom îngriji și la un moment dat ea se va face foarte mare. Poate să ajungă, eu știu, până la 25 de centimetri. Trebuie să avem grijă cu udatul, pentru că, dar cred că nu e o problemă. Iarna, dacă o ud o dată pe lună, e suficient. Deci nu mai am grijă că plec de acasă și n-am udat florile. Vara puțin mai des, eu știu, cam la o săptămână așa. Și o întâlnim prin pavaje. Am văzut-o integrată în piatră. Arată foarte bine de acolo. Sunt foarte multe specii. Mi s-a părut foarte potrivită pentru aranjamentul meu de seara asta. Este foarte frumoasă, are o tentă roșiatică. Da. Și e foarte firav într-un fel. Deci dacă o atingi prea dur, se rupe ușor. Deci trebuie să lucrezi cu multă delicatețe cu ele, da. Delicată cum este tot aranjamentul. Da, cam așa am vrut să subliniez cu aranjamentul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult și eu.